și eu, cu siguranță, sunt foarte mulțumit de eforturile care s-au făcut și de rezultate obținute, dar de, mă interesează foarte mult jocul. Deci jucăm cu totul și cu totul altceva. Am avut mână bună cu Jean Bătură, asta este clar. Sper să recunoască lumea acest lucru. Astăzi e... Aseară am discutat cu Andrei Teperiță. Renunță la contractul de jucător. Eu am o strângere de inimă, așa cum spun lucrul ăsta, pentru că Andrei este, cum să spun, favoritul meu, după cum vă aduceți aminte, eu l-am văzut la Fecea, și ești aici, aproape în față, la cinema, cu puteți la Filarmonica, am văzut Palma 1-2, noi ne-am înțeles pe stradă în 30 de secunde. Vrea să-și aleagă o altă meserie, a început cu dreptul, dreptul mare astăzi va semna un contract cu noi, va fi nou director sportiv al echipei noastre, dar practic trebuie să știți cu toții, noi suntem foarte mulțumiți de întregul staff, Ivreiția noastră și cu toți ceilalți îl ajută. Andrei Prebreiță practic este antrenorul principal, el răspunde de rezultate și am mare încredere în el. Așa că sunt convins că și la Craiova o să facem un joc foarte bun și nu o să venim cu mâna goală de acolo. Sunt bucuros și de faptul că începând de astăzi în lot avem doi jucători noi. Pe Pablo de Luca să-l cunoașteți, nu are nevoie de multe prezentări. Am aici un tânăr care arată foarte bine, m-a impresionat de când am intrat în sală, Dejan Boldur. Tânăr fundaș central, la fel sper să avem numai satisfacții și din partea lui. Și ce sunt foarte, foarte încântat, în dreapta acolo avem un jucător tânăr care abia a împlinit 16 ani. Este de la Media Centrul Copii și Juniori, îl cheamă Mario Tudose. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu alături de Jean Bătâr și de Mihai Foamete, cu toți antrenorii de la centrul nostru copii și juniori. Le-am cerut ca la sfârșitul perioadei juniorat să, așa m-am și înțeles cu Robert Tenache, spre exemplu, la sfârșitul poate o perioadă juniorat, vreau măcar ca un junior de la noi să semneze un contract de profesionist cu clubul FC Argeș. Și iată că am luat un pic înainte. Mario este tânăr și el joacă tot fundaș central. Este la echipă, la grupa Luchiță, nu? Așa. Este și la lotul național. A fost purtat de două echipe din străinătate, din Olanda, le zile și spun de aia și de PSV Eindhoven. Dar este un copil cu minte, un copil care vrea să facă performanță la FC Argeș. Tatăl lui este în sală, este fan răit al acestei formații. Și împreună am ajuns la concluzia că locul lui este aici și sper să îl văd cât de curând în echipa mare. Este exact ce mi-am dorit și ce am solicitat antrenorilor încă de la început. Trebuie să avem tineri de la noi, de la Centrul Copii și Juniori, cum vă spunea și am văzut, să nu mai stăm să aducem în alte părți, să aducem pe tot de 17 ani în alte părți, când noi avem centru aici, avem tradiția pe care o știți. Și cu siguranță Andrei va proceda în așa fel încât, nu numai cu Mario, va aduce în lot, în pregătire, jucători de la noi, de la Centrul Copii și Juniori, care trebuie să se simtă că se pregătesc lângă, eu știu, lângă Andrei Preferiță, lângă Pablo de Luca, lângă Dejan Boldur și toți ceilalți, lângă Cervan, deci lângă capitanul echipei, cred că este o motivație în plus și nu ne va aduce decât lucruri bune în viitor. Cam asta am vrut să vă spun, e o zi bună pentru FC Argeș. Andrei astăzi, după antrenament împreună cu echipa, cu Jean Bătâr și cu toți ceilalți, vor pleca la Craiova și sper ca mine seară să fim din nou. Thank you.
general renunț la, la statutul de fotbalist. Totul are un sfârșit. Cred că ce am realizat ca jucător este tot ce, tot ce mi-am propus. Îi mulțumesc domnului primar că mi-a dat șansa asta începând cu 10 decembrie, chiar dacă n-am fost oficial director sportiv în acte. Formăm o echipă bună, așa cum am spus și dânsul cu Jean Bădoiu și cu Mihai Noschi. Lucrurile sunt bune și trebuie să meargă, trebuie să meargă așa mai departe. Ne și întărim, au venit doi jucători buni, care i-am urmărit, îi știm și sper să ne ajute în îndeplinirea obiectivului. Despre centru de copii și juniori, eu sunt un produs al centrului de juniori în FCAT și cred eu că FCAT de aici trebuie să își tragă tot, toți jucătorii și să dea jucători spre echipa națională, așa cum a fost și eu. Și vedeți că în ultimul timp FCAT nu a mai scos fotbaliști, dar începând de acum, domnul primar s-a implicat și la centru de copii și juniori împreună cu Jean și sper să vină jucători de acolo, pentru că odată când eram copil la echipa de tineret sau la echipa de juniori, erau 70-80 de copii care stăteau la poartă și FCAT și împrumutat prin alte părți. Acum, în ultimul timp, noi am adus juniori, copii din alte părți, ceea ce pentru FCAT e un lucru bun. Fiind un centru de copii și juniori, poate cel mai bun din țară la vremea respectivă. Suntem bucuroși, suntem toți uniți împreună, am văzut echipa cum acționează în teren, vom merge pe același lucru și sperăm să obținem rezultatele dorite. Mă bucur foarte mult, în primul rând, pentru Andrei, pentru Mihăiță, încă din prima zi când domn primar mi-a încredințat această funcție și îi mulțumesc pentru încrederea pe care a avut-o în mine. M-am deplasat acasă la Andrei. Noi știm ce avem de făcut și am știut încă din prima zi ce avem de făcut. Suntem arceșeni, suntem datori față de acest oraș. Îi felicit pentru acest început de an. Drumul e lung, va trebui să fim la fel de concentrați, la fel de uniți cum am fost până acum. Nimic n-aș vrea să ne dezbine, indiferent de comentariile unora și altora. Eu știam că Andrei va reuși împreună cu Mihai Țianovski și cu stafful lui. Mă bucur foarte mult că avem alături de noi jucători de valoare, în care eu pun mari baze, că pot ajuta FCA Argeș și în această situație, încă nu am ieșit din acea situație grea. Îmi doresc foarte mult să avem liniște, să aducem liniște suporterilor. Domnul primar m-a ajutat încă din prima zi, este alături de mine și de noi toți, de FCA Argeș. Așa cum am spus și mă repet, aveam nevoie de un asemenea om care să susțină fotbalul argeșan, îl avem. Și cred că lucrurile vor fi de acum încolo foarte bune pentru noi, pentru întreaga suflare argeșană. Și cred că nu numai fotbal, și alte sporturi vor fi susținute de domn primar, pentru că merită. A fost o pepinieră extraordinară, am dat jucător la echipa națională, la marile cluburi din țară și îmi doresc ca din vară să punem accent și pe acest lucru. Deja domn primar m-a susținut și deja am făcut primul pas, motivând antrenorii, dar sigur că din vară le cerem și rezultate să avem copii pe care să-i antrenăm, să vină alături de Andrei, la echipa mare și de ce nu să-i promovăm, să nu mai stăm să plătim mii de euro pentru jucători care vin din la alte cluburi, pe care eu îi bag să joace, iar după 6 luni sau un an de zile, merg la cluburile respective. Asta e obiectivul al doilea, să spun așa, pe planul 2. Îi mulțumesc încă o dată, domnul primar, îi felicit și pe Andrei și pe cei doi băieți minunați în care eu îmi pun mari speranțe că ne va ajuta în această luptă, crâncenă de altfel. Și eu cred că argeșenii vor fi mândri de noi și de ceea ce vom realiza în viitor.